Ziua de 9 mai, în care sunt celebrate Ziua Europei, Ziua Independenței României și sfârșitul celui de-al doilea război mondial, nu a trecut neobservată nici în acest an în municipiul Giurgiu. Activitățile dedicate acestei zile au avut loc în Parcul Alei, la Monumentul Eroilor, și au debutat cu intonarea imnului național. Apoi au fost rostite alocuțiuni privind semnificația momentului. Țara s-a proclamat independentă, independență cucerită prin jertfa a 10.000 de militari morți și răniți pe câmpurile de luptă din Bulgaria. În 1945 au luat sfârșit luptele din Europa prin victoria umanității împotriva bestialității naziste, victorie pentru care s-au sacrificat morți și răniți circa 170.000 de militari români. În cadrul manifestărilor au fost depuse coroane din partea instituțiilor publice, partidelor politice și a asociațiilor în memoria eroilor căzuți în lupta pentru obținerea independenței de stat. Data de 9 mai a marcat evoluția României de 3 ori, respectiv proclamarea independenței de stat a României la 9 mai 1877, victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial la 9 mai 1945 și Ziua Europei.